După activitate de atâția ani, sunt aici expuse o parte din lucrările pe care le-am făcut. Și o parte din activitatea mea ca artist vizual. Deci e o parte din partea de scenografie, cea care se vede aici. Copiii vor avea totdeauna nevoie de povești. Această călătorie a eroului totdeauna va fi nevoie de ea. Și un spectacol văzut viu, pe viu, în realitate, este cu totul altceva decât media. Cu totul altceva. Mi-a rămas în minte reacția unor copii când a apărut pe scenă vasul de gheață din Creața Zăpezii. Eram în sală și copiii au făcut wow! Deci asta a fost o critică mai bună decât a oricărui critic. Și a fost o reacție spontană. Ei n-au mințit. Am zis wow! Și am zis bingo. Înseamnă că e bine. Cel mai important este caracterul păpușii. Caracterul personajului. Și caracterul personajului vine totdeauna, am spus asta, din interior. Adică trebuie să... Eu așa lucram. La fiecare personaj scriam 3 cuvinte. Sau îl puneam pe regizor să-mi scrie 3 cuvinte. Definește-mi personajul ăsta. Ciobanul ăla. Cum e? E tânăr? E tânăr. E isteț sau e prost? E prost. Și al treilea. Și foarte energic sau foarte vioi. Bun. Și atunci trebuia să fac personajul așa. Pentru că păpușa are o mască, are o mască. Nu-și poate schimba expresia. În general, sunt mult mai ușor de făcut personajele negative. Personajele pozitive sunt greu de făcut. Pentru că dacă au o față frumoasă, zâna trebuie să fie frumoasă, eroul trebuie să fie frumos, tânăr și frumos, și atunci expresivitatea lui e destul de redusă. N-are un rânjă, n-are un personaj negativ, imediat îl face o babacloanță, ți iese. Dar un făt frumos mai greu. Sunt lucruri care te marchează și nu-ți dai seama, poate îți dai seama după ani de zile sau nu-ți dai seama niciodată că te-a marcat. Deci n-aș putea să spun cu siguranță ce m-a marcat sau care au fost niște puncte importante de cotitură sau de... Nu. Dar au fost întâlniri cu regizori cum a fost doamna Covacilditu, cum a fost Mona Chirilă, cum a fost Dan Alexandrescu, de la care am și învățat, pe care m-am și supărat, cu care m-am și certat sau ne-am certat, care m-au și certat, dar din toate astea a ieșit, totdeauna ieșeau lucrurile bune și știam că ei, acești regizori, nu o fac cu răutate, ci cu corect. Deci dacă spuneau că ceva nu-i bine, și ne certam, contraziceam, până la urmă constatam că avea dreptate și că trebuia așa făcut, nu altfel. Și atunci era ok. Și de la început aveam încredere că nu o să o ia pe arătură. Teatrul de păpuși are o expresivitate specială, care nu va fi înlocuită de media, de noile media. Astea sunt un drum special pe care vor merge. Așa cum fotografia a rămas fotografie, deși a apărut filmul. Filmul s-a tras din fotografie, dar este cu tot altceva, știm. Deci teatrul de păpuși, sper eu, cred eu, că va rămâne teatrul de păpuși, așa cum e acum, încă multă vreme, până vine o cometă peste noi. Mai încolo, mai încolo.